A fost găsită într-un copac, speriată și înfometată. O persoană cu suflet mare a dus-o la sediul ETV, unde a găsit o familie gata să o răsfățe. După o jumătate de an în care ne-a cucerit pe toți cu blândețea ei, ne este foarte greu să ne despărțim de ea, însă a venit momentul ca negruța să ajungă în sânul unei familii care să aibă la fel de multă grijă de ea. Nu zgârie mobila, nu face mofturi la mâncare și s-a obișnuit cu tăvița de nisip. Cu siguranță, atunci când veți ajunge acasă după o zi de muncă, veți fi întâmpinat cu afecțiune de un suflet iubitor. Sperăm ca norocul să fie de partea pisicuței negre și să fie adoptată. Dar de ce-mi este dragă și iubesc pisica neagră asta în acuzără?